Salut, dragi prieteni, bun venit la Iubești Ceasurile, eu sunt Alin și astăzi discutăm despre ceasurile Augustin, mitul 22-2, brandurile care fac reducere și multe alte chestii super tari. Hai să vedem! Așadar, azi avem super, super subiecte, sper să vă placă. Înainte să începem, purtăm GLC Reverso, este acel tribut Small Seconds, îl știți deja, l-am postat și pe grup. Dacă nu ești pe grup, pe Iubești Ceasurile, vino pe Facebook și arată-ne ce colecție ai. Poți să vii și pe Instagram, mă găsești acolo. Mi-am făcut și TikTok, dacă ai TikTok, poți să vezi câte ceva interesant din când în când. Sunt câteva întrebări foarte mișto. Am văzut că mulți dintre voi repetați întrebarea întrucât nu a fost nu s-a discutat despre episodul anterior. Să știți că am toate întrebările din urmă. Nu aleg pentru fiecare episod să facem toate întrebările întrucât ar fi foarte lung de multe ori și nu cred că poate, nu știu, nici vouă nu poate v-ați plictisit sau eu știu. Deci oricum o să discut în principiu despre tot. Cu ce să începem? Hai să mergem cu Alin Chifor, de rezistență la apă. Care e experiența ta cu rezistența la apă a ceasurilor sub 100 de metri sau 10 atmosfere? Mai exact, la un ceas de 6 atmosfere. Pe unele site-uri găsesc, poți să faci duș cu ele, poți să le bagi în apă, iar pe alte site-uri doar splash-proof. Nu de alta, dar mi-e frică să-mi spăl ceasul de genul sub apă, că poate mă trezesc cu inundații la mecanism. Mulțumesc și spor cu canalul. Mulțumesc și eu. Alin, experiența mea spune felul următor. Eu nu am făcut baie cu niciun ceas duș în not piscină, niciun ceas nu am folosit sub apă dacă nu are 100 de metri și coroniță înfiletată. Eu spun nimic. Mi s-a întâmplat foarte rar să încerc să spăl cât un ceas la jet foarte, foarte mic, deci nu jet puternic, la 5 atmosfere, dar foarte atent. Eu nu bag în apă, nici tu n-ar trebui să faci din punctul meu de vedere, sub 10 atmosfere și coroniță înfiletată. Navitimer, Breitling Aerospace, nu are coroniță înfiletată, are 100 de metri, mie mi-a fost frică să-l bag, nu vreau să risc, nu merită, pentru ce l-aș băga. Coronița înfiletată cred că ajută, mai ales la cele de 100 de metri. Asta e părerea mea. Mihai Suciu, oare ceasurile de acum vor mai funcționa peste 50 de ani cum o fac acum cele de acum 50 de ani? Mai e calitate în mecanisme cum a fost atunci? Eu zic că e calitate mai bună. La majoritatea mărcilor cu renume, calitatea mai proastă nu prea o văd. Pentru că inoxul este la fel sau mai bun, materialele mecanismelor sunt la fel sau mai bune, deci nu văd riscuri, sincer. Gândește-te că au pus acum ceramică nos gri și nu se va, nu știu, se va distruge destul de greu. Mecanismele ETA care au funcționat atunci sunt modificate, sunt și acum. Cele in-house sunt dezvoltate și încercate mii de ore, zeci de mii de ore. Nu văd riscuri, Mihai. Eu zic că da, vor funcționa. Hai să vedem. David Ștefan Grădinaru. Sunteți pro sau contra schimbării geamului unui ceas? Adică, dacă aveți un ceas cu geamul original zgâriat, preferați să păstrați așa sticla sau vă asumați riscul de a schimba geamul ceasului, fiind conștient că sunt mari șanse ca sticla să nu fie pus din prima pe ceas? Aceasta spărgându-se. David, fii atent, ce fac eu sau ce am făcut. Dacă mi-am cumpărat un ceas folosit cu o problemă la un geam, nu prea am putut să rezist să nu-l schimb. Sau să-l polișez unde e cazul. Dacă se poate polișa, bineînțeles polișatul e prima parte. Dacă nu merge polișat și trebuie schimbat, eu dacă îl cumpăr așa spar sau crăpat sau cum vrei tu, eu îl schimb. Spui tu să se spargă. Dacă duci unui ceasornicar profesionist, explic că vrei geam, e problema lui dacă îl sparge sau nu. El îți va răspunde, el va încerca dacă are ce trebuie să verifice presiunea, dacă ceasul va mai fi subacvatic în cazul în care este. Eu personal, dacă îl cumpăr, îl schimb.
Pe de altă parte, dacă am un ceas personal din colecția mea și îl zgârii, nu prea sunt stresat. Sincer, nu prea sunt stresat, îl păstrez așa. Poate la un moment dat, dacă va fi nevoie să-l schimb, ceasul mă refer, cred că atunci voi apela la un ceasonic să mi-l schimbe. În caz contrar, l-aș păstra așa. Asta zic eu. Dar nu e risc, pentru că îl schimb, nu îl schimba tu acasă, e riscant, dacă n-ai experiență. Iulianus Iulian, cel mai ieftin ceas minut repeater. Tu m-ai întrebat și de cel mai ieftin ceas perpetual. E IVC. Aici tot un IVC. Minut repeater, cel mai ieftin de serie. Mai sunt, găsești ceasuri de buzunar, găsești Aerospace, că tot am vorbit de el, are minut repeater, de-aia e quartz. Dar mecanic, IVC-ul este cel mai ieftin, s-ar putea PRL să mai aibă ceva, dar fiind cea mai complicată, așa cum a spus Jean-Claude Biver, cea mai complicată, cea mai grea complicație este minut repeater, ceasul, un ceas ca asta pleacă de pe la vreo 20.000 de euro. Sunt scumpe. Dar IVC-ul, cred eu. Hai să vedem. Cătă Oprea. Salut din nou, Cătă. Ce părere despre Hamilton Pilot Day-Date Auto, Interstellar? Caut să-l achiziționez și nu găsesc. Dacă ai de unde pot cumpăra, îți sunt recunoscător. Hai să încep cu părerea mea. E foarte mișto și povestea în sine. Mai nou au început să-mi placă tare ceasurile pe care le poartă anumiți actori în filmele care mie îmi plac. Și automat, dacă ești iubitor al filmului Interstellar, Hamilton e foarte tare. E mișto. Unde îl găsești? Păi cred că am văzut că încă se fabrică. Cred că și pe site oficial, dacă îți cauți retailer și dacă te duci la noi la român, băi, în, cred că BB Collection e Hamilton, au distribuitor, vrei să-l precomanzi, o să dai un avans probabil și îți va veni. Sau Chrono 24, sunt multe, mulți dealeri care au produse noi. Nu știu unul fix să spun, dar găsești cu siguranță. Robert Mueller, să combate mitul 22-2, că nu ai voie să întorci ceasul, că îl strici. Personal mi se pare o prostie. Este drept, am întâlnit și ciudați. Părerea mea, doar părerea mea, care întorc ceasul la aceeași oră în fiecare zi. Mitul nu e chiar 22-2, e 9-3, cam mai se spune, dar nu, din ce știu eu, dacă la asta te referi, nu e vorba de întors. Este vorba de schimbarea datei. Nu este de preferat să întorci dat, să schimbi data între 9 și 3. De ce? Pentru că sunt anumite ceasuri care, începând cu mult mai devreme de miezul nopții, își angrenează rotițele pentru a schimba data. De multe ori durează câteva ore. Și tu dacă încerci să întorci data, să modifici data, când roțile sunt deja angrenate, atunci riști să strici ceva. Dar de întors, nu prea văd legătura și n-am auzit până la tine să întorci ceasul din punctul meu de vedere. Eu n-am ținut cont niciodată la ce oră îl întorc. Am ținut cont să fie rezervat de mers, să am timp să mă folosesc de el. Dar n-am întâlnit. Deci nu schimba data, e adevărat. Încearcă să schimb data întotdeauna, ține minte, dacă nu știu dacă e noapte sau zi, până la ora 6 și n-ai niciun risc. Schimbă data atunci. Asta e cel mai important. Sergiu Brumari, nu știu cum, scuză-mă dacă am greșit. Salut, Alin, și felicitări. Mersi mult pentru eforturile pe care le depui pentru acest grup. Am observat că există unele modele de Oris Aquis care au remontorul pe partea stângă. Am mai văzut și la alte branduri, dar preponderent la Oris. În afară de design, mai există vreun alt motiv sau gândite pur și simplu pentru stângaci, cei care poartă ceasul pe mâna dreaptă. Mulțumesc și succes în continuare. Mulțumesc! Preponderent, sincer, nu am văzut la Oris, sunt doar câteva referințe care au remontorul pe partea stângă, dar în general Aquis-ul le are pe dreapta. Nu... Cele care sunt făcute cu remontorul pe partea stângă,
teoretic și cum se știe întotdeauna, sunt făcute pentru dreptaci. Să-l poată folosi cum folosești tu ceasul pe mâna stângă. Nu știu alt motiv și nici n-am auzit. Asta văd singur, din punctul meu de vedere. Aurel Marian Preda. Am văzut că și tu m-ai întrebat de două ori referitor la ceasul Claud Bernard. Ce poți să spui despre acest brand și dacă merită achiziționarea la prețul de 1300 de lei? Succes în tot ceea ce faci, urmăresc toate postările tale pe YouTube. Mulțumesc din suflet. Apropo, dacă vă plac astfel de videoclipuri, dacă vreți să continuăm, ajută cu un like, subscribe dacă n-ai făcut-o încă, lasă și un coment acolo unde crezi că e cazul, mai ales că sunt foarte mulți dintre noi care avem nevoie de răspunsuri. Cât despre Claud Bernard, mă întreb de un preț fix. Nu știu ce model e, habar n-am ce model e la 1320 de lei. Nu pot spune că am o părere rea, mai ales că majoritatea dintre ele folosesc ETA standard, sunt ok, sunt câteva modificate cu foarte multe rubine și așa mai departe. Nu știu, n-am avut prea mult, mi-au trecut prin mână așa, dar nu am folosit Claud Bernard pentru mine. Dacă eu personal aș da 1300 de lei, sincer nu aș da. Nu aș da cu Claud Bernard. M-aș îndrepta către Tissot, Certina, Longines și așa mai departe. Asta cu toate că au în principiu aceleași mecanisme. În primul rând e, dacă vrei să-l vinzi, îți va fi mai greu. Din nou, Robert, reducerile de preț. Care ar fi brandurile cele mai dispuse să ofere un preț redus și de câte ori pe an? Mulțumesc! Brandurile dispuse. Dispuse, clar, sună a genul de branduri care fac asta de obicei. În general, nu brandurile foarte cunoscute. Nu vei avea, mai ales în vitrină sau... Nu vei avea reduceri la brandurile foarte cunoscute. În principiu mai găsești pe net. Uite, ai văzut cum e la noi, de exemplu, pe BB Shop. Ei pun anual, mai ales de Black Friday, pun și acum. Nu cred că au date anume, nu știu. Cred că în iulie, când sunt reducerile, mai apar. Am văzut la toate mărcile, cât de cât mișto. Am văzut la Certin, am văzut la Hamilton, am văzut la Longines. Nu prea mult, 20%, la unele și 50% am văzut. Dar dispuse, efectiv, găsești doar cele standard, cum sunt Invicta, care de fapt prețul real e prețul cerut. Ei arată că prețul retail e 1000 și de fapt au 90% reducere. Alea sunt povești, nu există așa ceva. În schimb, dacă vrei într-adevăr să-ți iei un ceas nou, brand cunoscut, nu știu, Omega, Cartier, la Rolex nu prea ai șanse decât la cele mai scumpe. Poate un pic. Poți merge într-un magazin de genul ăsta, pune ochii pe un ceas pe care ți-l dorești, nu trebuie să fie ceasul cel mai căutat la momentul ăla, pentru că nu vei primi nimic. Dar dacă îți cauți un model standard, clasic, fă-ți curaj și întreabă în magazin. Dom'le, vreau să cumpăr și eu ceasul ăsta. Credeți că puteți să mă ajutați cu un discount, întrucât sunt în căutarea și al altui ceas, dar îmi place ăsta. Putem discuta în vreun fel? Să știi că s-ar putea să ți se deschide ușa și să-ți ofere un discount. Dar, repet, nu la modele foarte căutate. Cam asta cred eu. Brand-uri dispuse, nu știu, astea sunt. Ce găsești pe net, dar în magazin... Mai apar la câte un final din ăsta de sezon sau de colecție. Uite, de exemplu, un prieten al meu și-a luat un Omega Seamaster, modelul anterior, nu ăsta ultimul, pre-Wave Dial. Pentru că erau câteva expuse și rămase în magazin, pentru că veniseră modelele noi, 20 sau 25%, nu mai rețin exact. Pentru un Omega Seamaster e foarte bine. Andrei Pleșa, cât de periculoase sunt cadranele cu radium? Cât de periculoase, n-am habar, dar spun un lucru, am văzut chiar un reportaj nu de foarte mult timp, cu ceasornicare din America. Nu se ating de ele. Au spus clar, nu deschidem, nu ne atingem, pentru că sunt periculoase.
asta au spus, asta spun și eu și cred că sunt. Am văzut și eu poveștile dinainte cu fețe mutilate și așa mai departe, deci cred că e adevărat până la urmă. Hai să vorbim acum despre Augustin Oaces. Costin Dumitru, Aline, ce părere ai obiectiv de ceasul Augustin Oaces, primite de multe vedete și nu numai? Design, target, preț, etc. Mulțumesc. Repet, Costin, întotdeauna am fost obiectiv. Poate nu par sau poate nu mă crede sau... Chiar am fost pe o părere strict personală. Nu am luat și am spus-o doar pentru faptul că, nu știu, am furat de la altul. Nu. Este strict părere personală. Ce părere am de Augustin Oaces? Am o părere bună. De ce spun bună? Întotdeauna mi-a plăcut și îmi place unicitatea, să zic. Lucrul unic. Îmi plac chestiile astea făcute și personalizate. Totdeauna mi-au plăcut. Și o voi susține până la capăt, așa cum spun și la sfârșitul fiecărui videoclip, să fii diferit. Și Augustin face lucruri diferite. Asta e clar. Cât de unicitate o face într-o oarecare măsură. Hai să spun povestea mea cu Augustin. Probabil voi sunteți... Cred că vă cunoașteți din ce am văzut eu, din comentariile. Prin 2016 la final, începutul 2017, nu mai știu exact, l-am contactat pe Augustin, întrucât făcea cadrane atunci, și l-am rugat să-mi facă un cadran. Am picat de comun acord pe ideea în sine, pe model, pe ce am vrut eu. Mi-a trimis schiță. Prețul la vremea aia pentru un cadran, nu mai știu, era undeva la 1000 de lei. Pe aici, nu mai știu, 800, 1000, 1100, nu mai rețin exact, oricum pe aici. Am picat de acord și mi-a spus în felul următor. De fapt, i-am spus, ok, Augustin, o să-ți trimit ceasul, stabilești o cum și în ce fel, și mi-a spus, păi nu-mi trimiți mie ceasul, îl trimiți unui ceasornicar la Pucioasa. Sper să nu greșesc, dar ceva de genul ăsta. El îl va desface, îmi va da mie cadranul, pentru că automat avea nevoie de detaliile cadranului, pentru că eu voiam cadranul pentru un ceas al meu. Era un ceas special și am vrut cadran pentru ceasul ăla. Ceasornicarul respectiv îmi va da cadranul, eu îl voi face, după care el îl va asambla din nou pe ceas și vei primi ceasul. Și am zis, dar nu știu, nu prea am încredere în ceasornicarul respectiv. Aș prefera să scot cadranul la ceasornicarul meu, să-ți trimit cadranul. Tu-l faci și eu-l voi pune. Nu mai știu dacă, poate nici nu i-a picat bine, întrucât era riscul, na, îmi trimitea cadranul, poate ceasornicarul meu greșea, nu știu, se rupea, se întâmpla ceva cu el. A fost un pic așa confuză treaba. A rămas ok, hai că ne gândim, vedem cum facem, așa am zis eu, nu eram prea hotărât. Și ulterior a trebuit să plec din țară. Am plecat în țară în 2017, am avut gândul în continuare la acel cadran. Urmând ca în 2019, anul trecut, să-l contactez din nou pe Augustin, spunându-i, reamintindu-i, uite, sunt X, mă interesează în continuare acel cadran, știu că, na, prețurile nu se mai pot compara cu perioada de atunci, ai mult mai multe comenzi, e normal. Mi-a spus el, da, din păcate nu-ți mai pot face cadran. Și am zis, uite cum facem, îți ofer 1000 de euro doar pentru cadran. Nu vreau ceas. Răspunsul lui a fost, dacă vrei cadranul, trebuie să cumperi ceas de la mine. Nu știu, diferența de preț era automat, era un pic mai scump ceasul, nu cu foarte mult, din ce mi-amintesc eu, nu mai știu prețurile de la cât plecau atunci, 1000 și ceva spre 2000 ceasul, cred că și acum la fel, nu știu, preț de plecare mă refer. În schimb, eu aș vrea cadranul pentru ceasul ăla. Era ceva special, era unic pentru mine. Și vezi tu, în momentul în care vrei cadranul ăla,
unic pe un ceas care poate nu-ți place. Carcasa poate nu-ți place, nu știu, poate nu ai de unde alege și vrei, nu prea mai este al tău unicitatea aia, băi, al meu e totul. E doar cadranul. Și nu mi-a convenit. Și spun asta pentru că, uite, munca lui nu, deci e clar, omul chiar muncește. Să faci un cadran, mai ales unele dintre ele sunt complexe și necesită ore întregi de muncă, sunt fer convins. Despre preț nu vreau să vorbesc, chiar nu. Nu. Dacă aș da eu personal pe un ceas suma aia, nu știu, ți-am spus suma pe care aș fi dat-o pe un cadran, ceea ce pentru unul care se mulțumește cu modelul de ceas respectiv, cred că ar fi ok. Dar aș să spun niște alte chestii foarte interesante, cred eu. Vezi tu, când clientul vine la tine și spune, uite, mie îmi place zeul apelor, nu știu, dau un exemplu. Vreau să-mi faci un cadran așa. Bineînțeles, pică de comun acord și asta fac. Însă, ce cred eu că nu intră, poate, greșesc, dar asta cred, uită să intre în restul detaliilor. Și face pur și simplu pentru că asta cere clientul. Eu când mi-am făcut primul tatuaj, de fapt înainte să-mi fac primul tatuaj, am fost la prietenul meu de atunci și acum, Sergiu, un om extraordinar, o mentalitate, nu știu, nu prea mai întâlnit la nimeni, mi-a spus, nu-ți fac tatuajul ăsta. Zic, ăsta vreau eu, cum nu mi-l faci? Zic, nu ți-l fac, dacă vrei du-te la altul să ți-l facă. Nu-ți fac ăsta pentru că, uite, nu e bine să faci acolo, nu mai știu exact motivul, în timp nu-ți va mai plăcea, trebuie să schimbi, vei face altul peste, nu e bine. Ok, o să găsim tatuaj, mi-a zis. La un timp m-a chemat. Vino că ți-am găsit ceva. Bineînțeles că voiam ceva unic, nu voiam tatuaj care a mai fost făcut. Găsise o schiță cam atât de mică și mi-a zis, ăsta e tatuajul. Zic, da, să știi, dar nu vreau mare, am zis, tot așa, vreau de câțiva centimetri. Și mi-a zis, nu, dacă ți-l fac pe ăsta, trebuie să ți-l fac de minim 20-25 de centimetri. Ceea ce mi s-a părut foarte mult. Zic, păi cam mult. Nu poți, pentru că detaliile contează. Ți-l fac mare sau nu ți-l fac. Și am avut încredere în el. Mi-a făcut tatuajul, au urmat și altele și crede-mă, sunt poate 15 ani, nu mai știu, nu regret nici în ziua de azi niciunul dintre tatuajele pe care le am. Îmi plac în continuare la fel ca în prima zi. Și aici vin și adaug, nu știu, ce aș face eu dacă aș fi Augustin. Nu vreau să dau, Augustin, dacă vezi mesajul ăsta, nu vreau să, într-un fel, să spun că trebuie să vă... Nu, e simplu o părere personală. Ce aș face eu? Tu oricum te descurci minunat în ceea ce faci, nu vreau să mă bag, felicitări, baftă în continuare. Ce aș face eu dacă aș fi Augustin în momentul ăsta? Primul lucru, aș renunța la carcasele PVD, alea placate cu negru. Hai să și justific de ce. Când ai astea ceasurile astea personalizate și unice, le iei pentru tine, nu să-l vinzi sau să-l faci cadou unui prieten, poate fetei tale, poate băiatului tău. Și gândește-te la ceva. PVD-ul ăla negru, peste 3, 4, 5 ani, poate mai repede, începe și nu ai ce să mai faci. Ce bine, că dacă l-ai zgâriat, așa rămâne. Deci trebuie un ceas să-ți rămână, să-l păstrezi. Făcându-l, nu știu, cu mii zgârieturi în care vezi inoxul, nu știu, pe mine mă deranjează. Și nu le-ai să-l vinzi, asta spun. Va trebui să-l păstrezi așa și poate vei fi deranjat. O altă greșeală pe care o văd la momentul ăsta este, sunt limbile. Am văzut
la foarte multe dintre ceasurile lui, foarte multe, la câteva dintre ele, am văzut chestia asta, dimensiunea limbilor nu pică bine cu dimensiunea ceasului sau cu modelul cadranului. Sincer, asta am văzut. Sunt câteva reușite, dar la foarte multe am văzut greșeala asta. Limbile nu pică așa cum ar trebui să pice pe cadranul respectiv sau în totalitatea ceasului. Eu aici aș lucra, sincer, aș căuta ceva, nu știu, să fac ceva cu limbile alea, să mi le... să ajută foarte mult la un design, e foarte important. Și ca să fii top, 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 cred că cea mai tare ar fi să-și facă sau să-și producă, nu știu, carcasele lui. Cred că dacă Augustin ar reuși să-și producă el carcasele, să le finiseze el, așa cum finisează cadranele în multe cazuri, cred că va fi la alt nivel. Și va intra într-adevăr în... Nu știu, așa o văd eu. Dacă greșesc, scuzați-mă, nu știu, sunt strict păreri personale. Sper că nu v-am plictisit cu Augustin. Da, cam asta e. Design, am spus, primite de multe vedete. Bravo lui, își face clienții și caută, îl caută pe el. Nu pot să spun lucruri rele despre asta, chiar e ok. Felicitări. Despre preț am zis. Cam asta e părerea mea. De asta am zis. Unic, trebuie să fie unic așa cum vrei tu și atât. Nu carcasa aleasă de altcineva. Nu, nu neapărat totdeauna culoarea cusăturii curelei trebuie neapărat să pice exact cu... Câteva chestii din astea aș face. Dragi prieteni, sper că n-am vorbit mult sau dacă am vorbit, sper să vă fi plăcut. Bineînțeles, nu uita de like, de subscribe și ca întotdeauna să fii diferit și să ai grijă de tine. Ciao!